Bună tuturor! Vă mulțumesc că vizionați acest video. Este weekend și am să fac o citire pentru acest weekend cu cărțile de oracol, etalarea ce știu, ce nu știu, ce ar trebui să știu, ce aș putea avea în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Este o etalare generală, dar ca să fie puțin mai personalizată, o voi face în trei variante. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre aceste trei pietre. Fiecare piatră reprezintă o variantă. Piatra albă va fi pentru prima variantă, verde pentru a doua, roșie pentru a treia. Alegeți varianta cu care voi rezonați gândindu-vă la acest weekend, la ce vă doriți în acest weekend și să vedem ce ar putea dezvălui cărțile de oracol, la ce ne putem aștepta în acest weekend, în planurile importante. Să vedem așadar ce se întâmplă în funcție de varianta aleasă. Albă, verde sau roșie. Am să încep cu prima variantă, varianta pietrei albe. Să vedem ce spun cărțile, ce știu, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ați putea avea în casă, în afara casei, surpriză, în dragoste și surpriză. Wow, s-a și grăbit, o dragoste chiar. O dragoste, dar cu năbădăi, așa, cu gelozia, ești cu un scandal, poate cu o amantă care vine de la drum, vești, sau vine iubitul de la drum și vă face scandal cineva. Aici poate fi o pasiune foarte puternică, dar și ceartă și scandal din cauza unei dușmance, care poate fi chiar vorba de o amantă, sau vă strigă cineva ceva că sunteți amantă, cine știe ce. Cu cine aveți de-a face, care e mai răutăcioasă, mai invidioasă, care poate nu are o relație cu nimeni și, sau poate fi vorba de o fostă parteneră actualului vostru partener. Să vedem ce spun cărțile, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, în dragoste, surprize, în acest weekend. Exact, dragostea se grăbește, e cineva îndrăgostit în acest weekend, deci pare cineva, cineva care poate regretă, cineva care vrea să se întoarcă înapoi, cineva care vrea să se împace, pasiunea se naște. Poate apare și o afacere pentru acest weekend, sau o relație cu cineva care e afacerist, poate fi și o astfel de situație, haideți să vedem. Să vedem. Ceea ce știți deja, știți deja de o dragoste, dar știți și de o dușmancă, de răutatea cuiva. Poate știți chiar de o trădare în dragoste, de ostilitate aici poate fi. Poate vorba și de o despărțire, o separare din cauza unei dușmance sau că ați intrat într-o dușmănie cu un iubit. Poate fi și acest lucru. Că v-ați separat și ați intrat într-o dușmănie aici, poate și din cauza lipsei de maturitate, de fidelitate, din cauza unei răutăți, din cauza unor bârfe. Știți, nu știți că poate apărea și ceartă și împăcare din nou în acest weekend, poate și din cauza unui anturaj, poate fi și o petrecere, poate fi și o bârfă, o discuție, o ceartă, poate cu partenerul, o ceartă și împăcare, o veste care vă și supără, una care vă și bucură. Pare așa o situație în care aveți parte de contrarietăți în relația de cuplu, întâlnirea cu persoana iubită. Aici se pare că e vorba de dragoste cu năbădăi la voi sau e și vorba de anturaj care aveți o relație, care nu aveți o relație. Voi s-ar putea în acest weekend să puteți face o cucerire, dar s-ar putea să aveți parte în jurul vostru de niște energii puțin așa care vă hărțuiesc și care vă neliniștesc, care nu vă lasă să vă bucurați de o cucerire, de a fi într-o stare de bucurie, de dragoste, de petrecere, de întâlnire, pentru că în jurul vostru sunt niște energii puțin care vă creează niște neplăceri, știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Într-adevăr că voi aveți parte poate de niște obstacole, de niște întârzieri. Aici pot fi și niște probleme care sunt atât la nivel de societate, cât și la nivelul vostru personal în niște relații. Văd aici că aveți parte de niște energii puțin masculine, mai ostile, mai perverse, mai agresive, mai secretoase. Aici poate știți din cauza că sunteți o femeie mai în vârstă sau poate că e nevoie de voi să fiți mai mature, pentru că energiile care sunt în jurul vostru
nu sunt tocmai cele mai favorabile, să zic așa. Văd aici că apare o veste, poate apărea o întâlnire cu o femeie mai în vârstă, poate apărea o vizită, sau din cauza acestei femei pot fi niște probleme. Acum depinde cu cine aveți voi de-a face. Această femeie e poate de la un drum. În casă, în schimb, în casă pare că voi veți avea bine, reușită, împăcare, căsătorie, poate aveți un eveniment. Și de aceea apare aici, nu știți, poate că la acest eveniment la care sunteți voi, că e împăcare, că e căsătorie, că e întâlnire cu persoana iubită, pot fi în jurul vostru și niște energii care să vă supere, să vă enerveze. Da? Pentru că sunt niște persoane că atunci când faci o nuntă și îți vine cineva nepoftit, ceva de genul. Dar în casă vă văd într-o energie foarte frumoasă, de petrecere, de împăcare, de cadouri, daruri, câștiguri. Deci aveți niște câștiguri, veți avea, văd că aveți o protecție din partea unei persoane cu funcții, aveți niște evenimente, aveți niște... Vă văd într-o siguranță, într-o stabilitate, deci legată de familie, de casă, de relații, de contract care aveți voi legat de acasă sau de servici. Și în afara casei, într-adevăr, aici este ceva. Aici poate fi vorba de rivalități, aici poate fi vorba de superficialități, de hărțuieli, de... persoane care sunt rivale, persoane care sunt geloase, văd aici și energii feminine chiar. Aici pot fi vorba de persoane care sunt mai superficiale, mai lingușitoare, mai fățarnice, perfide chiar și geloase, văd aici. Va trebui să vă zbateți cumva pentru a nu crea poate o impresie proastă, poate, sau pentru a nu vă lăsa îngrenate în niște riscuri de socializare cu niște persoane superficiale care s-ar putea să se bage în seamă așa ca musca în lapte, cum se spune, vrei, nu vrei, vor să te facă să bei aiasmă, ceva de genul. Sunt persoane puțin mai tupeiste, poate, sau superficiale, pur și simplu, sau chiar perfide. Surpriza în dragoste, în schimb, vă văd aici într-o mare reușită, așa cum e și în casă, vești bune, o stabilitate, niște cadouri, niște recompense, o bucurie. Deci vă văd aici pe cei care v-ați ales această primă variantă a pietrei albe, că în acest weekend vă veți bucura, veți fi fericiți de o veste care vine poate de la drum, din străinătate sau poate că vreți să plecați în străinătate sau vine de la iubitul vostru care e în străinătate sau... că vă vedeți cu această persoană, că e o relație stabilă sau veți cunoaște pe cineva chiar, veți avea un succes, vă vin niște recompense, niște daruri, niște beneficii, niște recunoaștere a unor merite. Poate chiar aveți niște evenimente, pentru că apar și aici în casă, pentru casă. Și surpriza, într-adevăr, ce poate fi mai frumos, ce frumos, ce energie frumoasă în acest weekend. Un noroc neașteptat, care poate veni și printr-o prietenie, printr-o dragoste, printr-un cadou, printr-o bucurie care o aveți între prietene, da? Deci cineva pare că vă poartă noroc, cineva pare că vă iubește, pare că vă veți primi cadou sau vă veți gândi mai mult la voi, la prietenele voastre, la întâlnirile, sau vă duceți poate chiar la un eveniment de căsătorie, poate că sunteți invitate în casa cuiva pentru un eveniment și vă veți bucura, puteți deveni chiar... amantă, iubită, cineva să vă declare dragostea, cineva să vă facă cadouri. Apar niște oportunități nemaipomenite, niște ocazii favorabile, niște evenimente, mai multă armonie. Deci pare un weekend foarte, foarte frumos, cu toate că aveți parte și voi în afara casei de niște energii așa mai cu bezdăc. Haideți să vedem a doua variantă, varianta pietrei vase. Vedem cum va fi acest weekend pentru cei care v-ați ales această. Wow, și la voi. Voi sunteți în așteptarea unor vești, unei persoane, unor situații favorabile, ceva nou care vine pentru voi. Vă veți bucura de o veste sau de o persoană care vine. Deci vine o veste, o persoană, cineva cu care vă veți vedea, vă veți întâlni. Ceva ce așteptați se poate împlini. Așadar, gândiți pozitiv că... pare că veți avea un weekend frumos, cu revedere, cu succes, cu vești pozitive. Haideți să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, în dragoste, surprize pentru acest weekend. Wow! Și la voi, o poveste de dragoste, de o afacere, un succes, dar și un oarecare superficialitate, oarecare risc aici.
Poate fi vorba și de socializare, poate fi vorba și de niște rivalități, poate că e vorba și de o rivalitate care apare și vă pune într-un risc de cineva poate mai superficial. Ceea ce știți deja, voi știți că sunteți în așteptarea unor vești, unor noutăți, dar aveți niște dușmani aici care vă urmăresc, persoane poate bolnave, persoane care vor să vă aducă într-o stare de boală, într-o grijă, într-o neplăcere, dar voi sunteți într-un succes, într-o reușită. Știți că poate ați descoperit aceste dușmănii, v-ați dat seama ce se întâmplă aici sau cineva va deveni dușman pentru că nu a reușit să vă pună într-o stare de boală, ce știți. Ceea ce nu știți, că veți avea un mare, mare succes. O căsătorie, poate pentru unele, pe neașteptate, o aventură sau un dar mare de bani, o ocazie favorabilă, jucați la loto, poate chiar puteți câștiga. Sunteți în siguranță, într-o stare de căsnicia voastră, într-o relație, într-o afacere. Apare o aventură, apare o călătorie, poate o vacanță, vă duceți pe undeva. Vă văd aici într-un succes, deci într-o ocazie foarte favorabilă, într-un noroc neașteptat, într-o mare bucurie, într-o mare reușită. Într-un eveniment, ceva care poate are legătură și cu o călătorie în altă parte. Vă veți pune în siguranță, veți avea niște recompense, un contract avantajos, o căsătorie avantajoasă, o relație avantajoasă. Apare pentru voi o nouă relație, poate, da? Poate apare o nouă relație care pleacă ca o aventură, dar poate că duce chiar că la o căsătorie. Apare un noroc neașteptat în acest weekend, deci nu știți de acest lucru. Ce ar trebui să știți? Că apar o dragoste. Apar o dragoste, apar niște daruri, dar poate că e nevoie cumva și voi să fiți mai atenți, că s-ar putea să aveți de-a face și cu persoane mai orgolioase, mai invidioase sau persoane care ce aveți, persoane mai mândre, pot apărea niște mici întârzieri. Sunt persoane care poate că vor cu voi o relație de dragoste și vă adun niște întârzieri, niște blocaje, pentru că vor să vă determine să le oferiți dragoste cumva. Ce minte pot să aibă câte unii, cum pot să obții dragoste cu forța, nu există așa ceva, deci, dar din păcate aici puteți avea de-a face cu o persoană puțin bolnavă, adică bolnavă care poate, ori e materialistă, dar i-aș dori compasiune, dragoste, dar s-ar putea să fie și materialistă aici. Sau veți avea un weekend în care veți avea parte și de daruri și de dragoste, dar și de o stare cumva la un moment dat de dezamăgire, de enervare din cauza aroganței cuiva, posibil și acest lucru. Posibil și acest lucru. În casă, și în casă, deci apare dragoste, apare petrecere, apare o veselie. E nevoie poate să fiți mai armonioase, mai armonioase, mai vesele sau mai vesel ca bărbați, să fiți mai cu gândire mai pozitivă. Că totuși, oricineva e egoist, oricineva vă dezamăgește, văd aici o tristețe. Poate că veți avea voi în acest weekend, la un moment dat, o stare de nostalgie, de tristețe, după vremurile când se putea petrece, când aveați o dragoste, când aveați niște ieșiri cu partenerul, cu prietenii și vă veți întrista că poate nu mai e cum era odată. Sau la o petrecere care o aveți, la o întâlnire, vă poate dezamăgi cineva. Poate și din cauza unei amante sau cuiva care poate vrea cu voi o relație sau sunteți voi o amantă sau din cauza unui egoism poate apărea aici. E nevoie să gândiți mai optimist. În afara casei apare și în afara casei o întâlnire, o dragoste, dar și o... E un pisic aici, deci s-ar putea, deci în dragoste, că am zis și aici, ar trebui să știți totuși că cineva e arogant, vrea o dragoste, dar nu vrea așa oricum, deci o vrea cumva, vă creează o dificultate, o neliniște, pentru că nu e sincer, pentru că ascunde ceva, pentru că veți descoperi un secret, poate fi vorba de o trădare, care poate avea legătură cu banii sau poate cu altceva, cu un drum, cu o călătorie, cu o altă relație, etc. Văd că până la urmă poate apărea împăcare, e nevoie să vă gândiți, să gândiți mai pozitiv, sau e nevoie să vă curățați energiile, că puteți fi sub o influență malefică, să zic așa, din cauza unui stări de sănătate, unor probleme care sunt și aici din ceea ce știți deja, cum ar veni de o stare de ostilitate care vine și din cauza unei depresii, poate că cineva are o problemă de sănătate, de depresie și vede totul într-o altă lumină, în dragoste. Nu, s-ar putea să fie totuși vorba de o nesinceritate, de o dușmănie aici, pentru niște bani.
Deci ar putea să aveți de-a face în dragoste cu o dușmănie, cu o nesinceritate, o hoție care ține de bani. Voi veți avea niște recompense, veți descoperi o hoție, dar vă veți crea dușman, poate. Aici poate aveți, poate, orică aveți un cuplu care vă urmăresc câștigurile, banii, în dragoste, ori aveți vreo persoană care vrea cu voi, hoțește așa, o dragoste, și s-ar putea să intrați într-o dușmănie. Pentru că veți descoperi acest lucru și vă veți supăra. De aceea vă poate veni și aici în casă această tristețe, că așa aici ar trebui, că voi veți, vă văd aici într-o siguranță, într-un noroc mare, într-o mare stabilitate financiară, dar apare și o aventură. Și s-ar putea cineva să vă atragă într-o capcană de o relație, de fapt ar vrea cu voi o dragoste pe interes. Ar vrea de la voi niște avantaje, într-un fel care țin de niște consolări materiale. Da, deci aici pare că cineva vrea să se consoleze, cineva vrea să se răzbune, cineva vrea să vă facă o pierdere. Și o puteți descoperi pentru că trebuie să vă păstrați credința, să știți. Deci aveți un weekend în care voi aveți noroc, asta e că aveți și noroc mare, aveți și credință, văd aici acest, ori aveți un prieten, ori aveți și un noroc, dar e nevoie să fiți prudenți, prudente, pentru că în jurul vostru sunt niște energii care vă vor dezamăgi. O hărțuială, o agresivitate, o superficialitate, o nesinceritate, ceva, o ceartă poate apărea, da, poate apărea. Orice chestiuni legate de credințe, de opinii, de valori, fiecare gândește altfel, fiecare vrea altceva, interese diferite, cu alte cuvinte, ori cineva o caută cu lumânarea, pentru un succes, poate că voi aveți un succes amoros, un succes în familie sau de dragoste, poate sunteți într-o relație sau aveți alte evenimente și cuiva nu-i convine, că văd că vă urmărește cineva, o femeie, un bărbat, pare aici într-o urmărire, vrea o schimbare, sunt bârfe aici, sunt niște bârfe care vorbesc despre cum vă câștigați voi banii, poate, și acest lucru. Încearcă să vă strice imaginea, că vă văd că aici că sunteți într-o dezamăgire. Păstrați-vă credința că s-ar putea, la voi cumva aici vi se pune la încercare puterea voastră interioară. Adică puteți intra într-un dezechilibru, să vă amărâți atât de tare de niște persoane care sunt perverse sau nesincere sau care vă hărțuiesc, încât e nevoie într-adevăr să aveți spiritul tare, pentru că s-ar putea să fie destul de ostile sau agresive aceste persoane. Și dacă nu sunteți sigure, sigur pe voi, vă puteți într-adevăr chiar îmbolnăvi, că văd aici această stare de boală, o stare de tristețe, de melancolie, de fericire pierdută, de liniște pierdută. Da? Deci cu toate că voi aveți mare noroc, mare stabilitate, mare succes, dar din păcate în jurul vostru nu toate energiile sunt la fel și e nevoie de puterea interioară, de credință, de un prieten fidel. Voi probabil că veți întâlni, veți avea, aveți, dar va trebui să s-ar putea să vi se pune la îndoială această prietenie sau să vă îndoiți voi de această prietenie, pentru că în jurul său pot fi niște energii care să-l influențeze pe acest prieten sau prietena, prieten sau pe voi să vă influențeze ceea ce fac ceilalți și să nu mai aveți încredere în această persoană. Cam asta e ce văd și la a doua variantă. Haideți să vedem și varianta pietrei roșii. În orice caz, pe ansamblu pare un weekend frumos, cu multe câștiguri, cu multe oportunități de câștiguri, cu noutăți destul de pozitive. Haideți să vedem și la a treia variantă cum va fi acest weekend, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce ar putea fi în casă. Wow, niște evenimente și la voi, noutăți multe, dar sunt și niște energii așa într-o schimbare. Pot fi și niște energii legate de sănătate sau malefice chiar, da, de tristețe. Niște orgolii, niște mândrii, ai niște rivalități și la voi. Deci e un weekend așa în care pot apărea și niște neprevăzute. Haideți să vedem. Petreceri, dar cu gelozie, cu cineva foarte ambițios, un bărbat care poate e mai petrecăreț, dar și mai gelos, invidios, gelos, vedem. Ce știți voi? Știți deja poate de o hoție, de o trădare, de o nesinceritate a cuiva, poate și la nivel de societate, de o situație de corupție sau
cineva nesincer aici poate fi, și de vorba de un intelectual, de niște hârtii care v-au creat o neplăcere, poate știți, de niște vești proaste, de o hoție, de o trădare, de o nesinceritate. Nu știți. Nu știți că veți avea și voi noroc, dar uite cum mi se bate binele cu răul. Deci, aveți noroc, aveți credință sau va fi norocul vostru printr-o credință. Veți descoperi o trădare, veți descoperi poate o înșelătorie, dar e nevoie să fiți prudenți aici pentru că se bate binele cu răul în weekend pentru voi. Văd aici această credință, această trădare și în mijlocul acestora e norocul. Noroc de ghinion, cum să spun. E noroc că cineva te trădează pentru că în felul acesta îți începi să vezi lucrurile poate mai clar. Adică, acum depinde la caz la caz, în orice caz pare că puteți depăși cu bine, cu maturitate, cu înțelepciune, poate și cu ajutorul unei persoane cu funcție. Sau chiar ducându-vă poate la biserică să vă curățați energiile. În orice caz pare că e nevoie să dați dovadă de mai multă înțelepciune, de mai multă maturitate. Puteți avea de-a face cu un om cu funcție, știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Să fiți prudenți, că pot apărea în acest weekend niște neprevăzute. Ceartă, scandal, neplăceri, niște aventuri care pot duce într-un risc. Sau pagube. Pot apărea și la nivel de societate, certuri, scandaluri, sau pot apărea vremea care se strică, ceva nu merge bine. Persoane care sunt mai aventuroase, persoane care apar aici niște situații așa... Poate că plecați într-o vacanță, într-o mică vacanță în acest weekend și se întâmplă ceva. E blocaj pe drum, e aglomerație, e ceartă, e ceva nu funcționează. Atenție pe accidente în drumurile voastre, aici poate fi atenție pe vreme. Deci ar trebui să știți că, ar trebui să știți că trebuie să fiți într-adevăr prudenți, că pot fi niște întârzieri, pot fi niște neplăceri, pot fi niște care țin și poate și de niște secrete. Lucruri care nu le știți, știți, nu știți și ar trebui să știți. În casă. În casă s-ar putea să vă caute cineva să vă împăcați, s-ar putea să fie totuși niște daruri, niște cadouri, s-ar putea să aflați de cineva singur, de cineva, sau va fi un weekend în care să fie și ceartă și împăcare, să fie și o întârziere, un regret. Aici să aflați de cineva care trece printr-o separare, printr-o singurătate. În afara casei, atenție pe sănătate, vin niște vești neliniștitoare, trebuie să gândiți mai pozitiv, legat de drumuri aici. Poate că drumurile voastre e nevoie să dați dovadă de mai multă înțelepciune, că pot apărea niște discuții din cauza unor orgolii, cum ar fi să aveți de-a face cu persoane care sunt foarte orgolioase și dă-te tu mai la o parte, dar de ce să mă dau eu, dă-te tu, ceva de genul aici. Persoane care au și probleme poate de sănătate sau sunt nervoase, etc. Parcă vin niște vești, veți primi și niște vești. În dragoste, exact ce spuneam, deci poate apărea împăcarea, poate apărea și supărare, pentru că aveți de-a face cu un bărbat gelos. Pentru unele dintre voi, sau unii dintre voi, poate să apară o nouă dragoste, o nouă șansă. Poate apărea și o căsătorie, un eveniment, ceva, o întâlnire, apare aici, vă mutați în altă casă sau... cumpărați ceva nou, apar noutăți, dragoste, noutăți de locuință, dar apare și această gelozie, invidia cuiva, care în dragoste pare gelos pentru ceva nou, pentru ceea ce aveți voi nou, pentru reușita voastră, sau poate fi un fost partener, care pentru că voi sunteți într-o nouă relație, deci cineva care a venit aici în casă, care poate cineva vrea să se împace cu voi, poate fi un fost partener, voi aveți o relație de dragoste și apare un fost partener care vrea cu voi din nou împăcarea sau cine știe ce vine să vă ceară și s-ar putea să iasă o discuție, o ceartă, o neplăcere. Surpriza aici pot apărea niște vești, niște daruri, niște idei, dar și o singurătate. S-ar putea să vă certați cu cineva, s-ar putea să vă supere cineva, s-ar putea să vă dezamăgească cineva. Poate de aceea e nevoie să fiți mai prudenți, să gândiți mai pozitiv. Pentru că bazați-vă doar pe voi, am zis și de aici, nu știți că aici se bate binele cu rău, pentru că vă văd aici într-o singurătate, vă văd aici într-o tristețe totuși. Apare o amantă, deci poate că asta e trădarea pentru unii dintre voi. Gelozia cuiva poate să fie că face scandal, de fapt el este cel care își trădează și înșală. El e de fapt poate gelos pe amantă că are mare pe altcineva și vă face vouă scandalul. Pare aici o gelozie pentru o noutate. Da, deci pare, acum depinde la caz la caz, e binele cu rău aici, depinde în ce situație sunteți, că se mai întâmplă.
în care partenerul are o amantă și amanta îl înșală sau se despart și vine acasă și tună și fulgeră și nimic nu-i convine, etc. Își varsă nervii pe cine nu trebuie, etc. Poate fi și acest lucru. Sau poate fi vorba pur și simplu că vă dezamăgește partenerul pentru că nu e sincer sau pentru că aici poate și pentru o pierdere. Poate că e nevoie să fiți mai egoiste, să vă gândiți mai mult la voi, să nu mai puneți la suflet totul, să nu luați totul prea personal. Pentru că văd că veți găsi o soluție aici, chiar să vă bucurați și de singurătate. Chiar dacă nu aveți prea mulți prieteni sau e cineva care nu vă împărtășește opinia, până la urmă păreți aici că totuși veți fi într-o stare de bucurie și de una singură, sau pentru alții poate să fie că veți cunoaște o femeie, veți sunteți într-o relație cu o anumită femeie, dar s-ar putea să vă pierdeți un prieten care nu e de acord cu această relație. Pentru alții poate să fie că apare vestea de o sarcină și de aici pot apărea niște discuții, niște neplăceri. Poate pentru una dintre voi e vorba de o sarcină care apare și de aceea ține de sănătate. Sau să nu aveți vreo neplăcere că nu vă simțiți prea bine pentru că sunteți însărcinate și apare și o tristețe, o supărare. Cam asta e ce văd și la a treia variantă. Eu sper că v-au plăcut aceste citiri și că veți avea un weekend minunat, binecuvântat pe toate planurile, fie în casă, fie în afara casei, oriunde v-ați afla, oriunde v-ați duce, oriunde v-ați petrece acest weekend împreună cu persoanele dragi sau singuri, să fiți bine. Eu vă mulțumesc că vizionați acest video, vă mulțumesc pentru aprecieri, ce am văzut de bine să se realizeze, ce am văzut de mai puțin bine să se risipească aceste energii, să le depășiți cu bine. Vă doresc în continuare o seară plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!